Despre egumenul Isaurul Tămăduitorul A mai fost aici, în Sfântul Munte, și un alt egumen, numit Isaurul, bărbat purtător de duh și dăruit cu harisma tămăduirilor. Și un oarecare paralitic stătea în bolniță și, arătându-i se lui stăpâna noastră, născătoare de Dumnezeu, zice către el du-te la egumen și îți va face ție rugăciune și te vei însănătoși. A ieșit paraliticul târându-se și s-a dus la egumen. Și din economia lui Dumnezeu, când acesta a bătut la ușă, nu s-a aflat nimeni prin preajmă care să iasă și să-i deschidă, în afară de egumenul însuși. Și când acesta a ieșit și a deschis lui, I-a cuprins paraliticul picioarele zicând, nu te voi lăsa, fiindcă născătoarea de Dumnezeu m-a trimis la tine. Și fiind silit de el, bătrânul și-a desprins cingătoarea și a dat lui zicând, ia și te încinge. Și încingându-se, acela îndată s-a sculat, sărind și umblând pe picioare, săltând și lăudând pe Dumnezeu. Părintele Ilie îi vestește plecarea la domnul lui Agaton. Locul Arselaos este o vale greu accesibilă pentru care și eu am locuit pentru trei ani, spune Anastasie. În acest loc am aflat locuind doi părinți armeni, pe Ava Agaton și pe Ilie Preotul. Într-una din zile zice Ilie lui Agaton, frate, Pregătește-te că în următoarele zece zile vei pleca la Domnul, căci te-am văzut pe tine astăzi purtând schimă nouă și plecând la nunta împărătească. Și cu adevărat, când ai bătut la ușă, l-am auzit pe stăpânul casei zicând, Bine ai venit, Agaton, faceți i lui loc și deschideți i lui. Și, într-adevăr, așa s-a și întâmplat că în cinci zile Agaton a plecat la Domnul. Ava Mihail s-a întins în mormânt și așa a plecat cu pace la Domnul. În acest loc a locuit și Mihail Ibericul cu cinci ani mai înainte de a pleca la Domnul. Acest Mihail l-a avut ucenic pe Eustatie, care a venit și în Babilon, vrând să-și tămăduiască mâna bolnavă. Când Mihail s-a îmbolnăvit, a stat lângă el plângând Eustatie. La mormântul părinților care era acolo, coborârea era foarte anevoioasă și primejdioasă din pricina stâncilor netede zice așadar către Eustatie Mihail, fiule, adu-mi să mă spăl și să mă împărtășesc. Și după ce a făcut aceasta, iarăși și a zis, știi, fiule, că este primejdioasă și alunecoasă coborârea la mormânt. Și dacă voi muri, te primejduiești să mă duci și să cobori cu mine, nu cumva să cazi și să mori în prăpastie. Dar, haide, vino să ne ducem amândoi încet, încet. Și după ce au coborât ei la mormânt, bătrânul a făcut o rugăciune și, sărutându-l pe Eustate, a zis: Pace ție, fiule, și roagă-te pentru mine. Și întinzându-se în mormânt, cu bucurie și cu veselie, a plecat la Domnul.